Salutare tuturor! Începutul de vară vine cu temperaturi generoase, dar și o varietate mare de evenimente culturale la care puteți merge împreună cu familia și prietenii. Începând de azi și până duminică, în Parcul Alunelul se va desfășura cea de-a doua ediție a Festivalului Lumea Copilăriei. Distracția va culmina cu ateliere, jocuri, muzică, dulciuri, dar și alte surprize. Așadar, timp de 3 zile, de la ora 10 dimineața, sunteți așteptați să trăiți o experiență memorabilă alături de copiii dumneavoastră. Intrarea este liberă. În prima zi de vară, Teatrul Național de Opere și Balet Maria Bieșu invită la un spectacol-concert coreografic cu participarea absolvenților și elevilor Colegiului Național de Coreografie. Acest program artistic va include balet clasic și neoclasic, dans de caracter, coreografii moderne, dans popular românesc și internațional. Dacă iubiți dansul și doriți să petreceți o seară plină de frumusețe și emoție, nu ratați acest eveniment. Sâmbătă 1 iunie, în centrul capitalei, va fi organizat Marșul Tinerilor pentru o Moldova Europeană. Evenimentul are drept scop promovarea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Deci, mâine, ora 10:30, toți doritorii de a susține parcursul european sunt așteptați pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Tot în contextul european, Ambasada Regatului Belgiei în Republica Moldova invită la spectacolul This is Europe. Această piesă de teatru va aduce un omagiu Uniunii Europene, combinând perspective istorice cu anecdote și povești pe diverse teme. Spectacolul va avea loc mâine pe scena Teatrului Republican Luceafărul, cu începere de la ora 7 seara. Festivalul Pomășoarelor și a Mierii de Albinere vine anul acesta în scuarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Atât mâine cât și duminică aveți ocazia să fiți parte dintr-un eveniment plin de bună dispoziție și gusturi autentice. Această manifestare adună împreună producătorii locali și iubitorii de produse naturale pentru a sărbători darurile verii. La sfârșitul acestui weekend, duminică 2 iunie, Zdob și Zdup invită la un concert grandios pentru a sărbători 20 de ani de la lansarea albumului 450 de oi. Evenimentul va încheia turneul european și va fi finalul Festivalului al Industriilor Creative. Invitații speciale ai serii vor fi membrii formației Cuibul. Deci nu ratați evenimentul pentru a vă distra pe melodiile celor două trupe legendare. Aceasta a fost agenda culturală pentru primul weekend din această vară. Cu alte evenimente interesante și utile, ne revedem și săptămâna viitoare. Pe curând!